Tribuna Zero cu Ovidiu Ionițoaia la Europa FM. Va rămâne la antrenorul sau vine altcineva? Mulțumim pentru susținere, pentru aprecieri, pentru cuvintele frumoase. Pentru noi contează foarte mult, să știți. Am să vă dau o veste proastă. Antrenorul nostru a plecat deja, este la Naționala Ungariei. Kim Rasmussen, da? Da, Kim Rasmussen. Da, hai să, ia ziceți, domnul Vasile, de ce l-ați lăsat să plece? Acum când a dat toate loviturile? Lucrurile erau de mult stabilite, au fost aduse la cunoștința publicului acum, însă înțelegerile erau parafate de mult. Adică luase banii de la unguri, vorbind așa. Nu știu dacă luase banii de la unguri, dar contractul era semnat de acum, cred că... Știți ce rugăminte am eu? Domn Filip, iertați-mă nițele, eu fiind destul de nepriceput în materie de handbal. Kim Rasmussen ăsta este socotit un antrenor de top, nu? Da, sigur că da. La nivel european sau nivel deja european, la nivel mondial. Da. Cât câștigă un asemenea antrenor? Raportat la fotbal, puțin. Cât? 15.000 pe lună? 20.000? Nu, undeva la 8-9.000 de euro. 8-9.000 de euro. Da. Bun, și a plecat la Naționala Ungariei că i s-a oferit mai mult, sincer. Sigur, sigur că da. Nu știu cât, dar sigur a avut mai mult. Sigur mai mult. Tribuna Zero cu Ovidiu Ionițoaia la Europa FM.